Salut, sunt Octav. Iar eu sunt Andrei și astăzi este luni. Săptămâna aceasta am fost la unul din spectacolele susținute de Doru Octavian Dumitru. La sfârșitul spectacolului, acesta ne vorbește despre zâmbet, fericire și rolul acestora în viața de zi cu zi. Vă invit să-l urmăriți. E un lucru normal, să poți să râzi. Să poți să râzi și să te simți bine. Omul că râde se luminează la față. Foarte interesant. De unde poți să te luminezi? Nu de la lumina de afară, lumina de aceea și uite, nici măcar în partea aia nici nu e lumină. Poți să te luminezi, că râsul creează lumină. Foarte interesant. Foarte interesant. De unde avem noi râsul? De când ne naștem. Primul dar e viața, care însă, așa, și când a ieșit, e râsul. Dar, mare dar. Numai omul are acest dar. Râsul. Nimeni nu poate să râdă, nu râd plantele, nu râd animalele. De pe planeta Pământ, numai omul poate să râdă. Atât. De când râde omul? De când se naște? Când a ieșit, te râzi, zâmbește. Râde, când e nimic, ce face? Și te gândești, ce visează ăsta, băi? Sper că nu m-o fi văzut mai înainte de mine. Și mai copilul crește. Și crește și când crește, se joacă. Și când se joacă, e numai un râs. Copilul când se joacă, e numai râs. Te uiți așa la el și ți-e drag. Ba chiar te și încarci. Te și încarci cu râsul lui. Te încarci cu starea lui de bine. Te uiți la un copil, nu trebuie să fie al tău. Te uiți la un copil străin și parcă îți vine să... Nu trebuie să crezi cum îți aduce ție o stare de bine așa. Dar mult special când e al tău. Și vorbești cu toată lumea. Băi, uite cum râde, cum râde. Și zice, eu îl cunosc pe al meu după râs, că l-aud de afară cum râde, ia mă, râde cu al meu. Zine și ție să râd. Și copilul râde. De ce râde copilul? Pentru că este în comuniune cu Universul. Să spun un lucru interesant. Două piane, unul lângă celălalt, acordate la fel, știți cum sunt pianele? Au clape pentru oameni cu mâinile murdare, alea negre, pentru mâinile curate, alea alea. Dacă apeși o clapă, deci acordate pianele la fel, apeși o clapă de la prim, vibrează coarda aceea de care e prinsă clapă. Și din ce vibrează coarda aceea, de la celălalt pian, nu l-ai atins de nimic, vibrează aceeași coardă. Puteți să credeți. Știți cum se numește asta? Rezonanță. Wow. Dar nu s-a întâmplat nimic. Deci nu, n-ai apăsat. Fenomenul se numește rezonanță. Puteți să credeți, copilul când râde e în rezonanță cu Universul. Că n-ai avea rezonanță că suntem unici. Nu e Universul, eu nu e. Ce auzi? Planeta Pământ e în Univers? Da, păi și dește. Îți dau o veste proastă. Copilul când râde este în rezonanță cu Universul și tu te bucuri și îți place că râde și lasă-l să joace ca să crească și el râde, crește, râde și la un moment dat, într-o zi, el are încredere în tine și știi că tu te bucuri că el râde și râde din ce în ce mai cu poftă și tu zici, bă, gata! Suficient, ai râs destul, gata! Ne apropo de lucruri serioase. Nu e numai râs viața asta. Avem treabă. Avem responsabilități? De unde vine vorba asta? O avem noi în noi? Și noi am fost copii? Și noi am fost în rezonanță cu Universul? De unde avem vorba asta? Gata! Nu mai vede! Avem treaba! Dacă puteți să credeți! De la părinții noștri, de la bunicii noștri, care ne-au spus nouă, o mulțime de lucruri, ne-au învățat, asta au făcut, ne-au învățat, ne-au educat! Și străbunicii au educat pe ei! Iar ei ne-au educat pe noi și noi educăm pe copiii noștri. Dar sunt o mulțime de lucruri și sunt sigur că ați simțit asta. Pe care le-ați luat de la părinți, de la bunici și care vă gândiți, băi, astea nu folosesc la nimic corect. Nu sunt bune la nimic. Deci vreau așa le-au luat și ei. Așa trebuie să le faci tu, mamă. Așa să le faci, că asta e de la bunică, dar fii atent așa. Nici măcar la bunica nu mergea. Cum să numesc asta? Gunoaie. Gunoaie. Bagaj. Cărăm bagaj. Ducem bagaj. Vin părinții cu bagaj, pun tot bagajul lor în spatele nostru, să ducem bagajul mai departe. La cine? Să dăm bagajul la copiii noștri.
Pe mă curăță bagajul, mă, că de mai puțin. Când următoarea generație merge cu un bagaj mai mic și următoarea generație, până la urmă, generația se curăță complet. Copilul rămâne uimit. Pentru că el știe că ție ți-a plăcut să-l vezi că râde. Dar tu-l oprești. Da, 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 nu mai, suficient. Și încep să îi faci lui program. De unde era în armonie cu universul, deodată strici armonia. Stricat armonia, s-a terminat. Nu mai. El face ce spui tu. Adică, ce vrei să-și facă? Probleme. Ce înseamnă probleme? În minte, gânduri. Dar mai multe probleme. Am probleme. Te uiți la el? Ce faci, mă? Am probleme. Dar ce probleme ai? Am probleme. Auzi, vreau să spun ceva. Dacă nu o să-i vină ciclul fetei tale peste 14 zile, când împlinește, când împlinește. Tu ai probleme, nu? Da. Dar ascultă ce spun eu, tot o să-i vină. Chiar dacă îți faci probleme, chiar dacă nu îți faci probleme. Uite de la mine. Dacă tu vrei să se mărite, să nu vrei să se mărite, ea tot o să se mărite. Dacă tu vrei să aibă să nu vrei să aibă copil, tot o să aibă copil. Copilul lui cum o să fie tăpit sau bun, habar n-ai. Nici nu poți să te mai acestea. Băi, tu poți să înțelegi că ești o frunză. Noi suntem o frunză pe un fluviu care este viața. Viața e un fluviu. Noi suntem frunze. Ah, ne zbatem ca să... Noi avem un scop. Noi avem un scop. Ai, lasă-mă. Și spunem asta universului? Ai, lasă-mă. Știți că sunt oameni care spun când se întâmplă ceva, mă deranjează și greu și după aceea spune: lasă că Dumnezeu nu doarme. Ai vorbit tu cu el, nu? Adică Dumnezeu la cheremul tău face ce-i spus tu. Doamne, răfie pedepsit. Nu acum, înțeleg, dar într-o zi bănuiesc. Ne-ai dat? Suntem frunze. Râul curge, e viață. Și curge cu râul, poți să te zbați. Când te zbați, ce se întâmplă? Și mă zbat ca să fac, mă rezolv, să mă... Ce să rezolv? Ce să rezolv? Consumi energie, asta e tot ce faci. Consumi energie și nu cauți să intri în armonie cu universul. Armonia pe care a avut-o copilul, pe care tu ai stricat-o. Până și ție îți pare rău. Simți că ceva nu e regulă. Dar o faci. De ce? Pentru că așa suntem noi, să avem probleme, să avem... Așa părem noi serios. E unul serios, că nu râde deloc. E atât de serios, încă nici din dormi n-au curat să-i apară pe față. Ăla că râde, să sperie. Cum să râd, băi, n-am voie să râd. Dar râsul e darul, ăsta este. Râsul e cel care te face să intri în armonie cu universul. Uite de la copilul care râde, zice, nu, vreau să adun. Ce să aduni? Pentru cine să aduni? Când ai venit, ce ai adus cu tine? Nimic. Și când pleci, ce e cu tine? Nimic. Un rege Midas a zis să mă îngropați cu mâinile deasupra. Să vadă toată lumea. A fost ce mi-a băgat rege. A zis să vadă toată lumea că n-am luat nimic cu mine. Dacă ți-a plăcut acest material, nu uita să dai like, share și să te abonezi pentru a beneficia de materialele cu privire la dezvoltarea ta personală pe care le vom posta. Dacă ai întrebări sau sugestii, lasă un comentariu în secțiunea de comenturi. Fii alături de noi și învață odată cu echipa despre tine ce este succesul și cum îl obținem.